Ați primit toată lumea convocatorul, știți punctele, s-a inclus în afară de punctele de pe ordinea de zi, mai avem încă 4 puncte suplimentare. Intrăm în ordinea de zi și supunem la spre aprobare ordinea de zi cu punctele suplimentare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! De asemenea, supun spre aprobare procesele verbale ale ședințelor din 17 decembrie 2018, 28 decembrie 2018 și ședința din 8 ianuarie 2019. Ați avut ocazia să răsfoiți, ați avut pe masă. Dacă aveți ceva probleme deosebite, dacă nu, supun spre aprobare cine este pentru. Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc! Intrăm în ordinea de... Da. Vă spun acum. Intrăm în ordinea de zi și dăm citire proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2019 cu beneficiarii legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Inițiator viceprimar Minculeț Viorel. Am discutat, este vorba de lucrările care vor fi efectuate în anul 2016-2001, adică vorba de curățări de șanțuri, curățări de praie, adunarea de deșeuri, curățirea... Domnul președinte, dar vă rog să cine a inițiat proiectul să discute proiectul. Să discutăm aici, nu dumneavoastră. Da, domnul președinte. Puteți zice domnul viceprimar. Da. Continuăm activitățile care le-am desfășurat și în anii anteriori. Deci, cu cei cu lucrătorii de la 416, beneficiarii legii 416-2001, avem întreținerea în sezonul de iarnă, curățarea trotuarelor, împrăștierea manuală de materiale antiderapante, pe zonele cu ale instituțiilor, de adunat gunoaiele, diverse și diferite activități de întreținere și reparații ocazionale, lucrări de îndepărtare a resturilor vegetale, gunoaie, toaletare, pomi, arbuști, măturare trotuare, deci lucrările care le facem an de an. Ce a apărut în plus? Avem o activitate cu impact umanitar adresat persoanelor vâznice. La propunerea domnului primar, vrem să ajutăm un anumit număr de persoane care nu pot să-și curețe aleea sau să-și aducă o găleată de apă sau să-și crepe un lemn, să așeze, să care gunoi menajer sau alte activități necesare în gospodărie, cu câteva persoane de la 416 să ajutăm și persoanele în cauză. Sunt identificate persoanele în cauză? Încă nu. Dar persoane programul fără să identificați? Avem și persoane care sunt. Avem persoane. Nu, deci dar am zis, poate aveți un tabel, ceva cu oameni acolo, așa, băieții la ajutorul social care se duc, care se opun pentru... Știți care treaba? La ajutorul social mai avem 47 de persoane. Dintre ei trebuie să identificăm câteva persoane care chiar vor să facă lucrul ăsta și nu am vrea să ajungem în poziția să intre în gospodăriile oamenilor să ceară bani pentru lucrările respective sau alte minuni de gen. Se vor face anchete sociale săptămâna în curs și vom veni și cu numărul de persoane, dar pentru început nu vor fi prea multe. Deci chiar cei care au într-adevăr nevoie de acest ajutor. Da. Sperăm să nu ajungem în situația asta. Probabil cel mai bine ar fi ca cei care la ajutor social, fiecare să-și aibă persoana din zona lui. Noi am zis că să facem un grafic. Deci facem un grafic cu cei, dar trebuie să alegem persoane speciale. Adică cei care sunt serioși și își fac treaba cu răspundere. Nu chiar oricine se intri în gospodărie. Că să știți că o să găsim o prejudecată din cauza din partea persoanelor care vrem să le ajutăm, vor spune nu, nu minte în curtea mea. Cred că o să avem și treaba asta. De asta trebuie foarte ușor. Și... Da. Semnătura lor, aprobarea lor. Fără o anchetă socială nu facem niciun pas.
Adică trebuie să-și dorească omul să-l ajut. Dacă nu-și dorește... Da, în zona acolo e Popa Costică, care este ajutat. Vedeți, le găsim ușor, că fiecare este, zona noastră avem câte persoane. Este soția lui Popa Dumitru, care am ridicat o problemă în ședința trecută, acum vreo ședință, că nu avea cine să-i crească niște lemne. Vedeți, domnul președinte, sunt persoane... Sunt, dar mai trebuie identificat. Dar pe sectoarele noastre o să fim tot propunere și analizăm. Da. Doamna Alupei, care nu vei, singură... Nu, scozile de rigoare, jumătate de termenul de rost. Jumătatele anuari, dar le-au făcut anchetele până acum. Se ba, dani... Mai mergi în coloană, se duce gheața, se duce zăpada și... Haideți să mișcăm un pic mai repede, dar tot facem un gest umanitar. Le facem. Da? Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt probleme, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2019, inițiator primar Tudose Răzvan. O să expun eu pentru că domnul primar nu este. Și după cum știți, în fiecare an aprobăm indicii de indexare necesar calculării taxei de, taxelor de închiriere și de concesionare. Pentru anul 2019, indicele necesar calculării taxei de închiriere conform clauzelor contractuale este de 100,09%, iar indicele de indexare necesar calculării debitelor contractelor de închiriere și concesionare pentru 2019 este 104,63%. Față de anul trecut, primul indice este mai mic, în scădere, iar indiciul de indexare este ceva mai mare față de, de anii precedenți. Mai menționez că a fost calculat conform comunicatului de la statistică. Acum calculați, raport cu inflația sau... Da. În raport cu inflația, conform comunicatului de presă, dat de Institutul Național de Statistică. Da. Aveți la dumneavoastră abonul? Da. Da. Desodat, ca și... Da. Nu, n-am primit azi cu... Este și pentru închiriere și pentru concesionare, nu? Da? Da. Doamna secretar, nu am primit acasă cu o virgulă cu un vocat. Nu, domnul consilier, nu acasă. Aici. Hai. Eu am spus aici, nu? Materialele se dau și acasă, nu? Se transmit. Acasă, nu. Nu acasă, prin poștă. Da, mulțumesc. Se pun la dispoziție, la ședință. Dacă mai aveți probleme, dacă nu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate, unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețarea Comunei Zemeș pe anul 2019. Da. Prezentați-vă dumneavoastră, dacă noi știm ce avem din față la nivel. Sunt lucrurile care programul de măsuri este obligatoriu conform ordonanței de urgență numărul 21/2002. În principiu sunt aceleași măsuri aprobate ca și în anii anteriori. Nu știu dacă le citesc pe toate, sunt 26. Săpare de șanțuri, de colmătare cursuri de apă, controlul permanent al respectării legislației în domeniul construcțiilor, colectare gunoi menajer de pe raza comunei, întreținere și protejare spații verzi, întreținere rigolei, și amprize aferente DC-180A, păstrarea în bună stare de folosință a indicatorului rutiere, interzicerea depozitării de furaje și gunoi provenind din activitatea de creștere a animalelor, interzicerea arderii de vegetație pe domeniul public și nu numai, interzicerea staționării utilajelor, mașini agricole, autoturisme în alte zone cu restricții rutiere, întreținere spații de joacă pentru copii, stații de microbuze și așa mai departe. Dacă îmi permiteți, pentru că în programul ei nu scrie niciun și n-a anii achiziții de flori, arbuști, până pe parcuri, nici nimic. Deci suntem deficitari zero și la anii trecuți și văd că și anul ăsta nu e cuprins nimic. Achiziționare de flori, parcuri, care le avem, avem două parcuri, arbuști. Completați, domnul Vicent. O să multiplicăm arbuștii care avem, trandafiri care îi tăiem, îi replantăm, se pot face. Nu, flori, flori, pentru flori, suporțe de flori care au fost așa au rămas. Sunt suporțe de flori. Care rămân așa, stau vrăbri bine. Nu știu, nu era normal ca într-un singur parc să fie trei suporți. Dar nu, nu, nu,
dar nu spune nimeni, normal, noi am plantat eu acolo, așa, a fost proiectul făcut. O să fie și flori, dar nu prins în program. O să fie, tot felul de flori. Atunci, mațu. Nu există o comună ca noi, n-ai o floare, plantezi o floare. Nu e posibil așa ceva. Care se duc miliarde pe investiții. Nu e posibil ca să nu iei de 200-300 de milioane flori. Să dai prin la școli, la frate, la sau cu rău flori. Noi am încercat să plantăm zone care sunt în curs de alimentare. O să plantăm și anul ăsta, salcâr, să plantăm... Bine, nu, dar acum nu... Nu, dar toată lumea, chiar vă plac flori, chiar din coasă local, chiar nu vă plac... Să am dat niște bani degeaba pe ei. Dar nu se dau bani, că fiecare cum. Deci toate comunele când treci sunt suporți... Nu, ba da, sunt. Sunt suporți de flori din 2, din 3, 4... Nu, dar asta înseamnă și întreținere și e foarte greu, că dacă le iei, trebuie să le și întreții. Parcă vor intra într-o situație de întreținere, imediat cum se... Da, nu, trebuie să plantați flori. Care proprietar din dreptul lui iese și udul floarei. Vedeți că în se află undeva și plantări de arbuști. Uitați-vă, domnul secretar, vedeți că există undeva. Ceva concret. Există un concret. Nu există o comună, ca noastră nu ai... Vedeți că este undeva la urmă. Flori de sezon, panseluții, de toamnă, crizantemi și așa mai departe. Arbori sau arbori, de sunt 17. Mai concret. Se va face. Ce? Noi am de la ședință, facem dezbatere, nu? Punctul 17 este specificat că se vor planta arbori sau arbuști în zone cu risc de alunecare și în parcuri. Da, au venit cineva cu un proiect, cu o propunere proiect de hotărâri ca de achiziționare flori, fel de flori, de sezon. Păi, sunt prinsă pentru buget. Dar încă nu vor doar... Nu, dar o să primesc, nu? Ca și măsură... Doamna secretară, eu am întrebat dacă s-o primit vreo propunere de proiect de hotărâri pentru achiziționare flori. Nu. Nu, atât am întrebat. Știu că e mai e până la buget. Doar aici în programul ăsta ca și măsură pentru anul 2009. Așa au fost prins în programul de anul trecut, dacă uitam tot la fel. Au fost prins și așa au rămas, nu s-au plantat nicio floare. Deci este motamo copiat din programul anului 2018. Uitați-vă cum e la fel. Eu vă spun că așa este, da. Da, mai aveți probleme de orice bine. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Eu mă abțin, da. M-o lau rapid de la niște ardică. Una vorbește și alta fac. Nu e nicio problemă. Proiect de hotărâre privind propunerea calificativului de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018. Notele se dau de la 1 la 5 sau? Da. La 1 la 1 jumătate. Fac eu o propunere. Da, domnul consilier. Munca care o pune doamna secretar și o cunosc foarte bine, eu propun nota 5 maxim. Corect. Este promptă cu cetățenii și cu consilierii, cu virgul consilierii, toată lumea. Deci merită într-adevăr. Și eu sunt de acord. Nu, asta e constructiv. Cine este de acord cu nota 5? Da. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș. Da. La modificarea inventarului avem în principiu doar o schimbare de denumire, adică poziția 191, fosta sală de festivități Bolătău, se va transforma în clădire Centru Social Bolătău. Urmează să fie întocmit măsurătorile și intabularea. O să mai venim cu alte proiecte de hotărâri după ce se vor finaliza măsurătorile. Care este scopul modificării? Accesarea unor fonduri pentru a se face și în principiu să fac un centru social pentru copiii de la Bolătău. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice, de consultanță, de asistență sau de reprezentare a unității administrativ-teritoriale a Comunei Zemeș pentru anul 2019.
motivat de faptul că nu avem consilier juridic, avem nevoie de un avocat care să ne reprezinte interesele. Ca și număr de procese, au rămas cam tot la fel, vreo 60 aflate în prezent pe rolul instanțelor. Propunem să încheiem tot cu domnul Constantinescu, cu care avem colaborarea din 2012 și este foarte bună, mulțumitoare. Și prețul? Prețul, în principiu, la fel. Deci tot 2000 de lei pe lună, da? 2500. 2500. Nu știu dacă va mai fi sau o modificare. În mod normal, dacă ar fi să calculăm salariul unui consilier juridic, ar costa primăria vreo 6000. Deci dacă ar fi angajat un consilier juridic cu tot, cu contribuții la stat, cu tot, cu tot, cam atât ar fi. Acum... Da, iertași. O paranteză, o simplă întrebare. Cam câte procese sunt pe lună? Păi nu, 60, dar de exemplu, acum, de la începutul anului până acum, deci unde au trebuit să meargă, au fost vreo 6. Și cu drumuri de București, pentru că avem foarte deci multe procese. Deci transport. Cu Petrom, știți? Da, da. Referitoare la sumile pe care trebuie să le recuperăm de la Petrom. Păi asta trebuie explicată în situația, în ce sens? Pentru că mulți se întreabă pe motivul, că păi ia 2500 de roni și el nu are procese în fiecare lună. Exact cum a spus dumneavoastră, luna de la începutul anului până în prezent, au avut 6 procese cu deplasare pe București, care consider că se comasează chiar dacă o lună sau două nu are un proces pe rol, cheltuielile sunt justificate. Nu trebuie o lună care să nu aibă. Da, păi asta, păi aici, deci trebuie să discutăm deschis, pentru că interpretările sunt din exterior, nu din interiorul nostru. Dacă nu mai spun Moinești. Da. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii chiriei aferentă locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrată. Știți că am mai aprobat contravaloarea energiei, având în vedere raportul de audit financiar întocmit de către Direcția de Audit Public Intern, trebuie să aducem la îndeplinire măsurile. S-o calculat colegul de la compartimentul administrat de domeniul public exact valorile conform contractelor date, valorile nominale pentru fiecare persoană pe lună. Aceste valori nu vor fi supuși oamenii la plată, ele se vor utiliza doar în cazul în care primăria se va constitui ca parte civilă într-un proces și vor fi stabilite persoanele vinovate pentru explozii. Da, aici, fiind și eu în cauză, de acord cu asta, dar intervine niște vedere. Deci, compartimentul contabilitate nu a efectuat o evaluare economică anuală a acestor activități de asistență socială. Care compartimentul contabilitate, asta înțeleg că nu și-a făcut treaba, da? Prima aspect. Este o eroare acolo, pentru că nu era compartimentul contabilitate, era compartimentul administrat de domeniul public și privat. Contabilitate. Păi așa, am aici, probabil că asta este o ordine extrasă din... Este un extras de la audit. De audit, da. De audit, dar cu evidența contractelor... Bun. Mențiunea mea care este, care v-am spus că sunt aceeași. Deci aș vrea în acel contract să nu figureze numele, pentru că să știe, deci pentru că, exact cum a spus dumneavoastră, se va constitui parte civilă într-un proces, poate parte civilă în proces va fi chiar cu noi, cu persoanele evacuate, sinistrate, da? Iar noi vom fi în posibilitatea... Dumneavoastră să declarați vinovați. Ba da, pentru că noi, pe lângă o mică paranteză, în instanță susține că noi am vrut să facem casele acolo, cu autorizație eliberată de către OAT. Deci vă spun exact, poate domnul avocat v-a adus taș. Bun, după aia mai văd aici niște chestii care tot bine, aici a fost o eroare, compartimentul contabilitate, dar spune că n-au găsit, au făcut niște plăți prin care nu au prezentat documente justificative, cuantumul chiriei la metru pătrat, care să știe așa, modelul de contract. Deci cuantumul chiriei trebuie aprobat. Bun, ancheta socială trebuie să facem noi persoanele sinistrate. Ancheta socială face serviciu public de asistență. Păi da, spune că nu este întocmită procedura operațională privind modul de închiriere a spațiilor destinate serviciilor sociale care deservesc comunitatea sinistrată. Care îi se cuprinde? Anchetă socială, modelul HCL. HCL-ul noi am dat discutire. Asta.
procedura este în lucru. Da. Este una dintre măsuri. Se va finaliza până la 31 ianuarie 2019. Da. Anchetările sociale vor fi comite de Serviciul de Asistență Socială. Bun, doamna secretară, deci nu trebuie să ne vină auditul sau curtea de conturi să ne spune ce avem de făcut. Avem compartimentele care noi ne confruntăm de 8 ani de zile cu problema asta. Și trebuie să facem în așa fel să nu fim puși în posibilitatea de a plăti, care eu vă spun deschis că așa se va întâmpla. Deci, cer modificarea spațiilor fără nume, decât numai suprafața locativă, metri pătrați, că nu interesează, dacă vrea să stabilească o chirie, nu interesează că stă domnul Ungureanu, domnul Avram sau domnul Minculeț sau domnul Arie sau răd. Interesează suprafața pe care se percepe chiria, da? El așa spune, percepe. Nu, nu, vă contrazic. Da, spuneți. Păi, dar la blocurile sociale de la modul zău nu se apropie contravaloarea chiriei pentru... Noi suntem persoane evacuate. Păi, indiferent cu statut de sinistrat. Deci, indiferent ce statut aveți, da, aveți calitatea de chiriaș într-un spațiu al primăriei. Chiriaș, fără a plăti... În contractul meu de închiriere spune cu titlu gratuit, până la eliminarea cauzelor care au dus la evacuare, inclusiv la centru de servicii sociale. La ce îmi cere el acum să stabilească? Stabilească cine vrea, mi-a dat cu adiu cu titlu gratuit, doamna secretar. Eu asta vreau. Să nu ne și confruntăm. Și vă rămân în continuare cu titlul gratuit. Bun, deci asta... Nu are loc nicio modificare a contractului. Am înțeles foarte bine. Exact cum am spus și la ședința de pe 17 decembrie, când am discutat plafonul ăla. Nu știu cum s-a stabilit plafonul ăla. Poate luna decembrie, de exemplu, anul trecut... Plafonul a fost stabilit pe baza consumurilor existente. Am înțeles, dar decembrie anul trecut n-a fost la fel ca decembrie anul ăsta. Deci obligatoriu consumul la energie și la gaze va fi mult mai mare. Dar totdeauna se dă o medie. Bun. Și dacă eu depășesc plafonul ăla, a specificat foarte bine și dumneavoastră că nu se va fi pus la plată, nu se va impune. Eu nu susțin la nu plăti. Eu susțin problema, situația cu care noi ne confruntăm. Pentru că dacă aș fi chiriaș, cum a spus dumneavoastră, centrul, blocurile de la Modârzău, da, e cu totul altceva. Deci eu am venit să cer locuință, eu mi-am asumat să plătesc chirie și toate utilitățile, dar eu efectiv am fost scos din casă. Eu nu am de ce să-mi solicit problema asta. Și să ajung la metri pătrați să mi se impună poate pe viitor 733 de lei pe an, care eu plătesc 125 de lei impozit pe an la casă. Nu pot să accept așa ceva. Nu acceptați, nu votați. Nu, păi, dar oricum sunt, adică cu mențiunea foarte clară subliniată, mă abțin. Pentru că sunt în cauză. Dar toate lucrurile acestea să fie bine stabilite. Pentru că iar să ajunge și fac mențiunea. Așa a avut primarul și viceprimarul. Iar noi, consilierii, n-am avut o discuție deschisă. Poate din motive. Ne este frică, ne este teamă. Nu văd de ce gândim, din punct de vedere exact cum a spus și domnul primar. Ne punem noi în situația voastră. Deci a fost foarte deschis în privința asta, în care a spus că ne pun eu în situația voastră și ceva omenește. Exact cum a venit auditul și a spus, m-a văzut din toți ăia că de ce dârlău plătește chirie și asta. Pentru că în contract așa spiculează, cu ghilimele de rigoare. Da? Dar eu îi susțin pe ceilalți. Știți foarte bine, unul a pierdut procesul, chiar asta o să discutăm, să vedem cum putem să-l ajutăm, care e și vârsta care o are, știți foarte bine. Da. Astea sunt conexii discuțiile. Sunt conexii, dar este pe problema asta, doamnă secretară, deci toți suntem acuzați că nu a făcut. Cine să facă? Eu nu pot să fac, mai mult de atât nu pot să fac. Decât să susțin cauza celor lanți, nu a nimeni. Cauza celor lanți. Că sunt și eu dintre ei cu totul altceva. Vă mulțumesc. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 3 abțineri. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Dalii aferent obiectivul de investiții modernizare străzi în Comuna Zemer, județul Bacău.
Aici se actualizează, după cum știți, a crescut salariul minim pe economie și va crește în domeniul construcțiilor destul de mult. Noile valori sunt 2.255.855 de lei, din care TVA-ul 373.121 de lei. Modernizat, da? Da, modernizat. Da. Dacă nu mai sunt probleme, să pun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 80 din 24.05.2013, privind modificarea prețului la apă, apă potabilă și a tarifelor de canalizare pentru Comuna Zemeș. Una dintre măsurile stabilite de Curtea de Conturi, pe care trebuie să o aducem la îndeplinire până pe 28 februarie, este ca să ne înregistrăm primăria ca plătitor de TVA pentru serviciile comerciale desfășurate. Serviciile comerciale este furnizarea de apă. Propunerea executivului este ca prețul să rămână același, doar să fie inclus TVA-ul în același preț. Deci prețul final rămâne același ca și până acum. Ok. Da, să înțeleg că prețul la apă scade la care se adună în TVA. Da. Nu scade. Deci omul plătește tot atât. Vorbi mai puțin încasări pentru primărie. Dar plăteam 1,99, da? Da, deci omul plătește 1,99. Deci asta nu înseamnă că prețul apei scade la care adaug TVA-ul și ajung la suma de 1,99. Din că din prețul ăsta se virează cota de TVA la stat. Am înțeles. Dar deci cu așa ar veni. Prețul apei scade la care se adaugă TVA-ul, rămânem la aceeași sumă. Fiecare întrebare se vede de mai tot hotărârii. Nu, dar așa e. Ar trebui să o proiecte de hotărâri. Una, să scădem prețul la apă. Și al doilea? Deci rămâne același preț. Când calculează colega și introduce sumele, să deduce TVA-ul de TVA. Și este aprobat până acum. Da, suportă primării. O poate acum trebuie să înțeleagă. Că se plătește TVA-ul care n-a fost încasat, iar prețul apei a scăzut, pentru că plus TVA îmi dă suma aia de 1,99. Dar cine o să fără aprobare Consiliul Local, cum de unii scade? Din cer? Păi nu știu acum, care este procedura. Eu așa o văd, dacă rămân același greșit. Să vă înțelegi greșit, explicând așa. Prețul apei e constant, de 1,92 lei, care e momentul ei. S-a dus că poștul acum ai produs TVA-ul. Tot cu TVA, fără prea multe... Tot cu TVA. Mai clar așa. Da, nu, cu până acum au fost introdus și nu acum au fost. În momentul când cumpărăm o pâine, ne spune cât nu, de TVA sau cât sau de kilogram. TVA. Scrie cu TVA. De prețul final. Da, scrie cu TVA acolo. Per kilogram. Da. Per kilogram. Cât cum este tariful. Da, dacă nu mai sunt probleme, supun spre aprobare cine este pentru. Împotrivă. Abține. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației oferite de către Fundația Terian del Homs școlilor gimnaziale Ștefan cel Mare, Zemeș, și Ion Creangă, Zemeș, constând în mobilier, echipament și material didactic, cu o valoare de aproximativ 20.000 de dolari, în urma derulării proiectului suport pentru infrastructura socială de sănătate și educație. Vă mai dau citire? Nu. Nu. Știți despre ce e vorba? Aici e unitatea de reabilitare, cele două clase, nu? Da. La care am contribuit și noi Consiliul Local cu casa de venit cu parchetul. Da. Pe lângă faptul că donația aia și Consiliul Local... Parchetul și jaluzelele. Jaluzelele și parchetul. Da, mă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Trecem la ultimul punct pe ordinea de zi. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări, interpelări. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Berța Dorel. Domnul Gogescu. Altcineva, vă rog? Dacă nu e nimeni, dau cu domnul Berța să pregătesc domnul Gogescu.
Da, am o întrebare pentru domnul vicepreședinte. Nu mă rog, am mai un secund, dar o scăpa. Domnul primar, dar domnul primar, primar de San Gilbert. Cu amenajamentele silvice, care este situația lor? Că știm, amenajamentele silvice sunt certificatul din naștere al Comunii Zemeș, a pădurii Comunii Zemeș. Deci, cheltuim bani, dar sunt parcele care sunt marcate și trebuie scoase la licitații. Care este situația amenajamentelor silvice? În ședința următoare o să primiți un răspuns clar. Am înțeles, mulțumesc. De exact, de exact. Mulțumesc. Nu mai aveți nimic, domnul Berța? Atât, da? Pentru ședința următoare. Da, bun, bun. Domnul Gogescu, vă rog. Pe strada Hubărie, ne testate niște parapeți în fața blocului la domnul Vesula, în marginea Tazlăi. Pe partea spre blocul se parchează mașini, a trebuit o singură bandă, până în Bărău e foarte aproape de Pedus. Și propun, dacă se poate, niște parapeți în jur de o 30 de metri pe partea Bărăului, de la Funta la Dorofotea până la Cernadoare. E foarte periculos acolo. Și vara și iarna parchează mașina pe partea, rămâne o singură bandă și foarte aproape. Și ar fi bine să treceți în referatul ăsta și stâlpul ăla din față de la Fotea. Da. Că și ăla intră care e avansat. Atât, vă mulțumesc. Ce să-i faceți? Mai aveți? Trebuie consolidat. Acolo e un nod de cablu și stâlpul ăla de la Prohozescu, ar mai fi și stâlpul la Prohozescu. Perfect, treceți în zona respectivă. Dacă nu mai sunt probleme, vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi bună. Mulțumim. Mai vă mulțumim.